te salut de la Biofrei House. Ce este asta? Pasta, ce eu știu ce este. Uite-l și pe ăla cum iese, bă, băiete. Tool Life, fete. Nene, sunt aici la magnificul Aradums. Că aici au lăsat liniile astea descoperite, oare de ce, mă? E o tehnică, știi? Să nu întoarcă ăștia, cine știe. Ia, poate că... Mamă, e cald la oameni ăștia aici, 21-22 de grade. Ca la iarbă verde, știi cum zic? E fain, mă, e fain și, și Aradu. No. Semaforul aici a zis I am dead now. Ok, ia uite pe ăsta ce face, frate. Bă, dar hodorogul nu a zis dă-i, bă, dracu, cu trei jumatele lor cu tot, bă. După ce parte umblă ăsta, pe stânga sau pe dreapta? A, e tot așa. Bă, că nu se analizează. Vrea aici, nu vrea aici. Habar n-am ce vrea să fac. Hai să-l lăsăm. L-am lăsat. Aici era o chestie din asta, mă, frate, cu dintre asta la altă. Nu-i mă iar podul ăsta, știi că am mai fost pe aici, nene? Bă, dar ce urât arată clădirea asta aici, la intrare. Nu, asta ține probabil că și de primărie de ăștia, știi? Că puteau să reabiliteze un pic sau... Să pună proprietarul niște bani, statul niște bani și să facă chestia asta faină aici, frumoasă. Exact ca podurile alea din Budapesta sunt și astea făcute. Știi bine, numai că la o e mai mare. Mamă, cât a apărat aici, tu la e, vete. Ia uite. Da. Mamă, e ora 1, e vineri. Și în 2 ore îmi spune asta că mai am 118 km și ajung în centru Oradiei. Tu la Iveta, îți dai seama, e și vineri. Pe relax, trebuie să mă opresc undeva să alimentez. El ristorante. Ia uite-mă, lei la intrare aici, știi? Caută simbolul lei. Să înțelegi despre ce e vorba. Lei, tigri și maimuțe. Dar nu avem ce face. Le punem la căruțe. Da, seama că încet încet se aglomerează. Lumea vrea să meargă. Nu mai vrea să stea în oraș. De ce din ăsta roșu? Bă, dar ce fain e. Nimă, ăsta chiar e fain. Serios. Imperio, Arad, tu l-ai văd. Haide, haide, la Suceava. Uaș, uaș, uaș. Ia uite aici, nene, castel. Atenție, garaj. Hai, nene, că-s mulți după noi și... Trebuie să ne mișcăm un pic. Vezi, și aici este probabil problemă cu parcările, pentru că au făcut chiar pe drumul principal, așa să zic, știi? Probabil că în toate orașele sunt problemele astea. Mamă, ce tramvai, ăla era de la muzeu, l-a scos, mă. Serios.
serios, e din ăla de muzeu. Și odată pe an cred că merge că el să-i facă ITP-ul, cine știe. Tu l-ai vede. Player, pariază pe player. Nu paria, frate, că e țeapă. E țeapă, țeapă. Uite, ăla nou și ăla de muzeu. Vezi? Care e treaba aici, Vasile? Pe ce bandă mergi? Pe aici. Pic într-o parte. Pic mai în stânga, dacă te dădeai, băiat de steți erai. Ah, ce fain arată și copacii. Aici e ceva școală, sigur. Și aici la fel, dar din aia veche, 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 veche. Hey, Michelangelo! Frumos, frumos și Mercedes-ul ăsta, ce vorbești? Mamă, dar e red tot încolo. Sala de sport. Ce am în cutiile astea, poate te întreb. Am uitat să zic, de obicei nu țin lucruri în cabină. Știi că ți s-a terminat electricitatea. Ăștia-s doi la fel, n-ai să crezi. E la începătorul? Nu, ăsta e în spate aici. Și tot femeie. A, nu, e bărbatul ăsta. Am niște chestii pentru la firmă. Sunt niște chestii foarte importante, niște piese foarte mici. Le-am lipit-o cu ceva scoș din ăsta. Și trebuie să le fac livrezon. Băi, dar parcă merge mai repede banda aia. Ce se întâmplă? Ia uzași fost. Băi, de unde aveți banda electric? Asta în ce parte o să vrea să o iau? Ia stai un pic să ne uită. Poate vrea să meargă încolo. Da, mă, să nu blocăm aici. Și așa am acaparat trecerea la femeia asta. Nu, intra Vasile, că poate mai vine cineva și vrea să ia încolo. Asta e comerțul. Trebuie să-l lăsăm. Nu-i comerțul, că e cu BMW. Au blocat ăștia tot. Ăla nu mai poate să iasă de acolo. Oi, tu le viață. Asta e doamna Cici. A ieșit și ea la undeva pe aici. Ăia lucră acolo, oamenii. N-ai ce faci. Păi bagă-l, frate, odată. Dar ce tot? Ce dracu e tank? Dă-i odată! Eu cred că merge mai bine banda aia, mă. Sau poate nu. Sau poate, da. Nu e chiar așa, este doar poliția. Rimează, știi? Ăsta cu mobil aici. Ai de capul nostru. Mă lași să intru? Nu mă lasă ăsta, frate. Nu, mă, că nu vrea să mă lasă. Dracu de porc ce ești. Tot băieții ăștia cu 3 jumătăți, băieți disciplinați. Ei, hopa, 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 hopa. Ia uite și clădirea asta veche de aici, vezi? Dar nu e reabilitată, asta e... Asta este nasol. La Oradea acolo, pe centru, acolo e magnific, nene. Vine omul, vine omul. Pe cărare. Aici ce oră mai fi? Bă, trebuie să mă opresc să-mi iau și niște pipete, mă. Trebuie să și alimentez, dar cred că la Oradea, mamă, ce frumos era acolo. Uite, mă, băi, așa îmi plac aleele astea. Foarte ca lumea. De copaci, umbră. Îți dai seama dacă nu tăiau ăștia
miile de miliarde de copaci din oraș, n-ai loc unde să te duci, nici pe stânga, nici pe dreapta nu poți să mergi. Era mult mai răcoare în oraș, eu așa cred. Interesantă și zona asta aici, acelo. Nu știu, mă, zonele astea așa deschise, mari, frate, foarte ca lumea. Tanti, vezi că mă bag pe aici. Își dau verde, dar nu trec. Nu știu de ce. Nu vor ei. A, mai fost pe bulevardul ăsta pe aici, mă. Da, 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 pe aici am mai fost. Big chicken, găina puternică, ceva de genul. Puișorul ăl mai mare. Fain, nu? Da, un frumos. Hey, pumpkin toast. Ce, verde? Ah, nu. Oh. Au, ce miroase a benzină așa. Oi, tu la vedă. Uite, mă, că mai sunt oameni care vând ziar, îți dai seama? Jurnalul, gazeta și nu mai știu ce. Stăm cu iPhone-ul în spate, mâncăm un pateu și ne dăm cu taxi. Da, mă, ce vorbești? Am început să ne cheltuim banii pe niște chestii absolut inutile, frate. Din... nu știu. Cred că 80, nu, poate nu, că exagerez aici, dar jumătate cu siguranță că fac chestia asta. Știi de ce? Că să arate că au. Pentru ce, frate? Mie îmi trebuie pateu, să mânc pateu. Uite, acum mi-a prind o pipă. Păi nu e voie să fumezi. Da, mă, nu e voie să faci multe. Nici când e post nu e voie. Da? Multe poate că nu este voie, dar cine spune ce este voie și ce nu este voie? Că de multe ori te gândești, nu am voie să fac aia, și te oprești singur. Da? Nu, am voie să fac aia, îmi este permis să fac aia, pentru că e ok, e în regulă. Dar atât timp cât limita ta nu este pusă unde nu trebuie să fie pusă, e ok. E aglomerat, mă, ce să mergi, unde să mergi? Asta e biserica aia mare, mare aici, frate. Alex Transporting. Ce mai vrem, mă, că e 1:25. Am impresia că e mai mult de 1:25. Să mergem mai departe. Poate. Aici trebuia făcut semafor din ăla la buton, frate, pentru că așa tot trec unii, trec alții, știi? Creează trafic. Așteaptă cine așteaptă? No, mai, nu, mai mere. Hai să mai merem un pic. Ah, mai trec doi. E ok. Mamă, ce s-a îmbrăcat ăla, frate. Ah, stai să mă duc dincoace, să-i las pe ăștia să meargă, frate. Oricum nu pot să mă duc pe aici, pe hârtoapele astea, vai, bă, mama mea. Uite, era Petrom aici, tu-s lampa, mă, tine. Dă-i pace. Mergem aici, pe podul cu ventuze. Da, mă, nu știu, e ok. Ceva echipă, scria Steaua acolo, știi?
Mamă, stai așa că aici știi cum e, ca la broască, sar de nu mai poți, frate. Mamă, ce drum aici, ioi. Tu l-ai vetă. Ma, nu e bine că asta face dreapta aici, frate. Și vin mașini din față. Să mă bag aici pe undeva. Mă lasă asta să mă duc. Nu mă las. Zice, mai stai acolo. Hai, stau, că este vreme, frate. Uite acum. Hai, o pe aici. Quick. Quick repejor. Încet să nu dărâmi copiatorul ăla, stai ușor. Asta vrea să iasă, mă, și vrea să facă dreapta. Ești? Dar semnaliza stânga ticălos, eu am crezut că vrea să ducă încolo. N-a doi pace. Deci acum tot stânga vrea să facă, dar vrea pe partea aia altă. Cine știe? Cearșaf un cap și mi-am luat Passat. Uite la asta. Uite ce car au. Folie din aia. Maxol, mașini și materiale de ambalat. Da. Ambalez tot, ăsta e cu Minolta după el, sau cum îi zice la asta? Ba da, mă, uite, Conica Minolta. Tu l-ai vetă ce l-a înghicit pe ăsta, mamă, mamă. Hai, Harghita, bagă-te, acum e momentul tău prețios! Poți să o faci! Bravo! E ok, Vasile, stai liniștit. Lidl, Lidl. Mergea un Cofitus la ora asta. Așa faci. Și că ai Parkinson. Mai sunt sticle acolo. Mai sunt câteva, e bine. Mergem. Mamă, ce lovită era după aia. N-ai văzut undeva deasupra, frate. Foarte la sol. Vulcanizare mobilă. MOMA! S-a deschis și la Cluj un din ăsta, dar n-am intrat în el. No! M-am uitat un pic pe net la prețuri și am zis ok, intru, o să fiu pregătit, dar undeva peste vreo 7-8 ani, cam așa, îs pregătit să intru. O să mă duc aici să fac gazole. Parcă nu m-aș duce. Lasă-mă că mă duc eu mai încolo.
Mă ajunge până la Arad, până la Oradea, cât mai este? 110 km, ok. Ăla am oprit să beau niște pipe, mă. Băi, fii atent la benzinăriile astea Gazprom. O singură dată am intrat la noi în Cluj, atât, în rest n-am mai intrat. Uite, ăia fac găuri acolo, vezi? Plantează ceva. Uite-o și aici rapiță, băi, peste tot, multe câmpuri din astea cu rapiță. Nene, ce să zic? Te las aici liniștit, la Chris și la Sam au Pepsi-cic aici, poți să vii liniștit. Numai că nu e nimeni.